Un bărbat de 33 de ani și o tânără de 19 ani domiciliați în raionul Nisporeni și respectiv Bălți sunt cercetați penal pentru trafic de ființe umane și trafic de copii. Anterior, bărbatul a fost cercetat pentru organizarea cerșitului. Învinuiții timp de 8 luni au recrutat mai multe tinere din raionul Nisporeni și Bălți, printre care și o minoră. Fetele erau cazate în mai multe apartamente din Chișinău pentru a presta servicii sexuale contra plată. Pentru servicii sexuale prestate, acestea erau remunerate cu 50% din venitul obținut. Tânăra este cercetată în stare de libertate, iar bărbatul a fost plasat în arest. Dacă li se va dovedi vinovăția, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoare de la 10 la 12 ani.